din cercetare. Când a fost realizată? A fost realizată în ultima săptămână pe un eșantion de 710 persoane. La comanda antenei 3, trebuie să spunem acest lucru. Marja de eroare este de 3,8 la puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%. Așadar, în ultimele zile, românii au fost chestionați în legătură cu marile teme privind justiția și cred că putem să mergem să vedem primele. Sigur. Slide-uri. Sunt câteva componente extrem de importante și prima dintre ele pe care vă prezentăm este întrebarea referitoare la una din temele care astăzi a fost în centrul prezentării domnului Tudorel Toader. Din punctul dumneavoastră de vedere, în România este necesar să existe o legere a răspunderii magistraților. La această întrebare, România au răspuns, așa cum se vede, 88% da, este nevoie de o lege a răspunderii magistraților, 1% au răspuns că există deja acest lucru, această lege, 3% nu, 7% nu pot aprecia și 1% nu răspund. Aș vrea să spun că această întrebare am mai pus-o la începutul verii, într-o cercetare pe care de asemenea am prezentat-o la Antena 3, atunci aveam undeva la 75% un răspuns favorabil. Deci este o creștere considerabilă. Este o creștere semnificativă, probabil datorată discuției mai ample în spațiul public despre această lege în ultimele săptămâni, mai ales că se știa că pe 23 august, și apropo ar trebui să spunem că e o zi importantă pentru români și din acest punct de vedere al istoriei, și că astăzi va fi conferința de presă a domnului Tudorel Toader, iată că avem această cifră, aproape 9 din 10 români putem spune că afirmă că este nevoie de o lege a răspunderii magistraților. Îl salutăm și pe domnul Bogdan Ficiac, mi s-a alăturat dumneavoastră, domnule Ficiac, așa cum vă spusesem deja discuției noastre. Domnule Pieranu, putem să știm, sau de la operatorii noastre, aveți vreo posibilitate de a ști dacă cei chestionați erau suficient de informați, știau ce înseamnă răspunderea magistraților, ce însemna existența acestei da, legi? Da, la această întrebare, spre deosebire de întrebările cu caracter politic atunci când îi întrebăm de intenția de vot, la această întrebare răspunsurile au fost aproape ale întregului eșantion, deci putem spune, dacă luăm ca reper acest lucru, că marea majoritate a românilor sunt informați cu privire la necesitatea existenței unei legi a răspunderii magistraților. Foarte interesantă această constatare. Și da, și mai e și o explicație de altă natură, nu e validată prin cercetare, dar e o opinie personală rezultată din experiența mea de cercetare, aceea că majoritatea românilor, într-un fel sau altul, s-au lovit la un moment dat, ei sau cineva din familia lor, de o problemă în justiție. Și de aici, probabil că și gradul de cunoaștere mai ridicat față de această problematică a sistemului de justiție din România. Domnilor, vreo surpriză pe această primă expunere, pe acest prim răspuns pe care sondajul Avangard realizat la comanda Antena 3 îl relevă și iată, chiar într-o astfel de zi? Da, aș vrea să spun, reversul sau partea care se vede din oglindă, și anume că probabil acest răspuns este dat tocmai din cauza abuzurilor majore și extrem de numeroase, fiindcă peste 80% să dai un răspuns indiferent cât de cunoscător politic, nepolitic, social, totuși e, cum să spun, doborător. E mai mult de aproape 100%. Stați să vedeți ce vine. Apropo de abuzuri și de percepția pe care, fără îndoială, românii au acumulat-o în acest timp, nu doar așa prin semnale difuze, ci prin exemple, din păcate, concrete, dureroase și, fără îndoială, elocvente pentru fiecare dintre ei. Dar aș mai completa eu că este o oglindă, până la urmă, a poporului vis-a-vis de această problemă, justiția. E o problemă majoră, fiindcă în jur de 4 milioane de dosare penale și civile sunt pe rol. Deci, aproximativ jumătate din populație este implicată mai mult sau mai puțin, este afectată de justiție. Și dacă ne gândim la amărâtul la Țundrea, care a stat în pușcărie ani de zile fiind condamnat ca și un criminal, fiind acuzat de crimă, s-a dovedit că nu e el cel care a comis acea crimă și n-a răspuns nici procurorul, nici judecătorul. Și e doar un exemplu, faptele lor, sigur. Un exemplu spectaculos. Aș vrea totuși să mai adaug două elemente la întrebarea dumneavoastră, câți dintre românii care au fost chestionați. Aici
1 plus 7 la limite, deși nu pot aprecia, nu înseamnă că neapărat nu cunosc, dar probabil că aici ne putem rezuma. Deci peste 90% din eșantion a răspuns erau informați. Și a doua chestiune este o opinie, nu neapărat o certitudine, e o presupunere de-a mea. Atunci când românii sunt întrebați de magistrați, de legea răspunderii magistraților, se gândesc cu precădere nu la componenta sa de parchet, de procuratură, ci de instanțe. Magistrați, judecători. Sigur că... Și totuși distinția pe care o să o vedem în slide-urile următoare e atunci, absolut semnificativă. Clar, da, da. Iată o întrebare așa, absolut... Este un set de întrebări, exact, pornind de la folosirea în chestionarea unor sume de sintagme publice, dacă vreți, da? Prima dintre ele. Vă vom citi câteva afirmații și vă rugăm să ne spuneți pentru fiecare în parte dacă mai degrabă sunteți sau nu de acord cu acestea. În România, toți cetățenii sunt egali în fața legii. E o sintagmă publică foarte cunoscută. Chiar și un articol în Constituția României. Chiar și un articol, mai mult decât atât, chiar și un articol în Constituția României. Sunt de acord cu această afirmație 36% dintre respondenți, nu sunt de acord 61%. Uriaș. Și 3%, firește, nu știu, nu răspund. Deci, din nou, gradul de cunoaștere referitoare la această întrebare e destul de ridicat. 63% 61. Consideră că există cetățeni care sunt mai presus de lege, care nu sunt egali cu ceilalți, așa cum socotesc 36, doar 36%. Da. Se poate spune români, că 2 din 3 români spun mai degrabă că nu toți cetățenii sunt egali în fața legii. Și că justiția, domnule Tănase, nu este una pentru toți. Da, categoric, justiția nu e una pentru toți. Dacă ne gândim și la faptul că toate categoriile socioprofesionale beneficiază de o modalitate sau alta în care sunt trași la răspundere pentru eventuale erori, mai puțin magistrații care nu sunt trași la răspundere niciun fel pentru erorile judiciare pe care le produc, erori materiale sau judiciare, care afectează viețile oamenilor și pe de o parte și afectează și bugetul de stat pe de altă parte prin despăgubirile pe care ulterior le plătim. Nu, cifrele relevă o realitate larg răspândită în societatea românească, anume aceea că nu suntem toți, unii sunt mai egali decât alții în fața legii. Bun, magistrații sunt o categorie, domnule Ficiac, dar alături de ei sunt parlamentarii, deci, și discuția de-a lungul anilor, exact, în legătură cu imunitatea, exact, sunt apropiații sistemului și am văzut toate exemple de impunitate. În acele cazuri, bănesc că de acolo percepția aceasta. Da, exact. Aici vorbim mai mult de percepția publică și, la urma urmei, asta contează, că asta e determinantă și la vot, și la luarea... și la ieșirea de stradă, exact, la o mulțime de inițiative civice, percepția contează. Realitatea poate fi diferită ușor sau chiar semnificativ. Referitor și la prima chestiune și la aceasta, percepția publică a cetățeanului într-o situație din asta, în România de astăzi, unde e bulversarea asta, lipsa de orizont, unde omul de rând e supus tuturor presiunilor, nici nu știe ce taxe mai are de plătit, ce impozite, dacă el e conștient sau știe că le-a plătit, dar după aia mai vine, dar știi că n-ai plătit, dar mai trebuie să dai aia, să faci aia. El se simte constrâns, are nenumărate constrângeri care îi produc o frustrare imensă. Pe de altă parte, vede și la televizor și peste tot, dacă te duci în anumite cartume, sunt unii pentru care pare că trăiesc într-o altă lume. E foarte bună observația noastră că, de fapt, acest parametru, domnule Pieranu, cum spune un oficial, nu se referă neapărat numai la justiție, ci la egalitate în fața legii, sigur, și fiscale, sigur, în și mod evident, e vorba și de orice fel. Percepția publică față de relația sa cu statul. Exact. Prin intermediul legii. Prin intermediul legii, exact. Și mai sunt foarte bună remarcă, foarte bună corecție. Și vreau să mai spun ceva. Asta înseamnă un lucru extrem de grav, și anume lipsa de încredere în fața autorității, exact, unor structuri ale statului. Asta înseamnă 61%, nu au, cel puțin 60%, nu au încredere în autoritatea statului. Indiferent care e ea, că e fiscală, eu știu, de sănătate, socială, informațională. Evident, opinia publică a văzut cum Curtea Constituțională a emis o hotărâre prin care a spus cât se poate de limpede faptul că Laura Codruța Kövesi a violat Constituția și n-a pățit absolut nimic. Chiar la fel două, opinia publică. Chiar două, pentru exact, că a fost în... La fel opinia publică s-a uitat stupefiată cum președintele României
actualul președinte al României a pierdut în urma unui proces definitiv și irevocabil în care a existat inclusiv o cale de atac extraordinară, a pierdut definitiv un imobil, pentru că acolo un imobil dobândit prin niște căi mai puțin licite și nu se întâmplă absolut nimic. Evident că opinia publică, mesajul pe care îl transmite și sistemul și președintele României, este că președintele României este mai egal în fața legii decât orice alt cetățean de rând. Mai sunt două lucruri, dacă îmi permiteți. Înainte aș vrea să-l felicit pe domnul Marius Pirenu pentru analiza foarte echipa avantgardă pe mine, elaborată și foarte exactă vis-a-vis de acest aspect. Da, și aș mai seziza eu două aspecte. Vedeți dumneavoastră, ce deranjează mult pe oamenii obișnuiți, faptul că miniștrii care sunt și parlamentari au imunitate și atunci când comit anumite fapte s-ascund în spatele unui vot în Parlament. Dacă parlamentarii au imunitate numai pentru arestare și atât, să dă un vot pentru lucrul ăsta, ei pot fi cercetați și trimis în judecată la miniștri cu totul altceva. Un ministru care a fost, care este și parlamentar, are imunitate și dacă parlamentarul și dacă Parlamentul nu votează pentru începerea urmăririi penale, nu poate să fie cercetat de justiție. Și mai e ceva și am încheiat. Și mai văd oamenii un lucru, că o femeie care a furat 20 de lalele, un prejudiciu de, știu eu, de 10-20 de euro, stă în pușcărie 5 ani de zile și unul gen Dorin Cocoș, care a delapidat, nu știu, 60 de mii sau cât, 60 de milioane de dolari, stă mai puțin 3 ani de zile în pușcărie și nu trebuie să stea în pușcărie, trebuie să dea banii înapoi și nu dă banii înapoi. O să asta mergem mai departe, dar cum spuneam și foarte corect observația domnului Ficea, cred că e mult mai mult acumulat aici. E vorba probabil de fapt de egalitatea în fața... Exact. Pensiile nesimțite au contribuit și ele la percepția asta. De ce unii sunt mai altfel în fața legii decât mine? Povestea cu salarizarea, în care unora li se aplică de la 1 ianuarie, dar demnitarilor li se aplică chiar de acum, a contribuit la această percepție că nu suntem egali în fața legii și vine lovitură. Lovitură mare. Da. În România, parchetele instrumentează corect dosarele penale. Corect se folosește, am folosit un termen uzual. Pentru că tot așa, sunteți de acord cu această frază? Sunteți de acord cu această, da? 73% nu sunt de acord cu această afirmație. Sunt doar 11% de acord și sigur avem un 16% care au rezerve, nu știu, nu răspund, o cifră destul de mare, zic eu. E probabil și reținerea față de a da un răspuns sincer la o întrebare, directă. Aici, e uriaș opinia, aici opinia, vedeți, da, eu cred că numărul ăsta mare de cetățeni care spun că nu sunt de acord cu afirmația că parchetele instrumentează corect dosarele penale, derivă din formarea deja a unei, cristalizarea unei opinii din temele discutate în spațiu public și din informațiile din exemplele, probabil. Și din exemplele care sunt, sigur, au fost rulate în spațiul public. Pentru că, în mod evident, nu toți cei care au fost chestionați au avut probleme în instanță, probleme la parchet. Dar este un răspuns format în urma dezbaterii publice acestor teme de cât de corecte sunt instrumentate dosarele penale. Și aș merge repede la următorul... Dacă îmi permiteți o simplă observație. Sau... Le-aș pune în paralel, pentru că veți vedea, e foarte relevantă alăturarea, pentru că următoarea întrebare pune o altă ipoteză în fața celor care trebuie să răspundă. Iată, judecătorii au o favorabilitate mai mare în raport cu parchetul, da? S-a spus întotdeauna că în justiție există 50% mulțumiți, 50% nemulțumiți. Și dacă vreți, luând în calcul și aproape 4 puncte procentuale marja de eroare, între 39 și 43 avem acele 4 puncte procentuale, putem spune cu o relativă siguranță profesională, sociologică, că cei care sunt de acord și nu sunt de acord sunt într-o proporție egală la întrebarea referitoare la cât de corectă este afirmația în România judecătorii dau decizii corecte. Să mai vedem o dată, să mai văd dacă pot colegii noștri să-l dea pe cel cu întrebarea referitoare la încrederea în procurori, în deciziile acestora. 73% neîncredere în ceea ce fac procurorii, în vreme ce în justiție, așa cum sublinia foarte corect domnul Pieleanu, în judecători mai exact,
proporțiile sunt aproape egale, revenim la acel slide. A, nu se înțelege totuși că atunci când am pus întrebarea despre parchete, ne-am referit la un anumit parchet. No, ci no. Parchetele în general. Sigur. Parchetul structura general, DICOT-ul, DNA, public. Tot ce înseamnă parchet în România. Vă rog, domnule Ficiac, privindu-le în paralel acum. Da, vreau să fac câteva observații și la, spre exemplu, la această întrebare referitoare la parchete. Nu știu, acum e decizia autorilor acestui sondaj. Aici, probabil, dacă ar fi fost cu cele 5 răspunsuri perfect de acord, în mare scala, măsură... Cu da. Scala, ne complicam. Ne complicam mai, da, scala. Era mai complicat. Am vrut să facem și un produs de presă exact, ușor, exact. Digerabil, ca să nu ne complicăm. Altfel, ca să spui, da, dom'le, sunt perfect de acord, da, să spui da, nu-ți vine când ai văzut atâtea lucruri. Și atunci mai bine spui nu, chiar dacă ești în puțină, cum să spun, ai oarecare neîncredere, tot spui nu. Pe de altă parte, vorbim iarăși de percepție, la toate marile cazuri vehiculate și la atitudinile vehiculate, există o încredere mult mai mare în judecători, pentru că ați văzut la toate scandalurile din ultima vreme, Uniunea Judecătorilor din România, judecătorii de marcă, au avut poziții foarte rezonabile și au militat pentru un stat de drept veritabil, în care să fie și independență și responsabilitate. Pe partea cealaltă, referitor la procurori, procurorii în percepția publică, mare majoritate, sunt identificați cu DNA, pentru că, nu știu, dacă veți face vreodată, sunteți mulțumiți de DICOT sau de DNA, păi DICOT-ul nu intră în scandal. Acolo îi vezi, au făcut, i-au prins traficanții, au dus, nu fac scandaluri, nu fac spectacole, păcând activitatea procurorilor în percepția publică e identificată în mare măsură cu activitatea DNA, unde au fost scandaluri peste scandaluri, dosare cu, mă rog, un denunț și 3 ascultări și după aia date peste exact. Cap la CEDO sau de către instanțe. Eu mă bucur, domnule Ficiac, domnule Harnagea, de această comparație și anume că există, o să ajungem imediat și la ultimul slide, dar că există această încredere mai mare în judecători, pentru că până la urmă justiția este făcută de judecători, așa cum o spunem în mod repetat, așa cum scrie și Constituția, acolo unde vorbește despre cine făptuiește actul de justiție și oamenii, iată, o percep până la urmă corect. Da, și hai să spunem, ar mai fi un element în autoritatea asta judecătorească și anume regulatorul celor două corpuri ale procurorilor și ale judecătorilor și anume CSM-ul, fiindcă autoritatea judecătorească e compusă din 3 elemente. Ar fi fost foarte interesant dacă regulatorul este, hai să spun, într-o proporție mai mare sau mai mică vis-a-vis de încrederea pe care populația o are. Și aici vreau să mă întorc la încrederea în instituțiile statului. Și anume, sigur că cetățeanul, dacă spune 60-70% nu are încredere în instituții, se referă practic la activitatea, acțiunea unor structuri ale statului vis-a-vis de anumite derapaje sau abuzuri sau încălcări flagrante a unor norme de civilizație. Și în cazul ăsta ar fi interesant că tot vorbim astăzi de 23 august de insurecția pe care a creat-o domnul ministru al justiției. Ce percepție are populația vis-a-vis de cel care trebuie să fie un controller al acestor două entități? Correct. Care, iată, una este privită mai cu încredere și bunăvoință, cealaltă cu mai puțină încredere și mai puțină bunăvoință. Și mai haideți ceva, domnule ministru, 2 secunde. Judecătorii sunt priviți ca fiind independenți, pe când procurorii s-a demonstrat că de multe ori primesc comenzi politice și execută comenzi politice, deși și la unii judecători mai există astfel de situații, cum a fost Camelia Bogdan. Corpul judecătorilor, din păcate, nu doar pe al procurorilor. Trecem la următorul slide, aici am avut și metodologia care metodologia am prezentat folosită pentru, eu, da? Pentru sondare. Haideți să vedem ultimul slide, cel care
vorbește tot despre tematica justiției și despre felul în care este percepută ea de către populație. Am văzut așadar percepția în legătură cu necesitatea existenței unei legi a răspunderii magistraților. Percepția în legătură cu inegalitatea în fața legii. Am văzut de asemenea faptul că există neîncredere mare în legătură cu activitatea procurorilor. Am văzut de asemenea că neîncrederea în judecători este mult mai mică decât atunci când ne raportăm la procurori. Și mai este cea cu judecătorii. Da. Cum vă spuneam, există multe alte slide-uri, multe alte domenii pe care